un nou material video. Astăzi am fost în vizită în Salina Pride. Stai până la finalul materialului video și vezi ce activități poți face în Salina. Prețul unui bilet este de 50 de lei pentru o zi pentru un adult. Aici este casa de bilete, iar accesul în Salina se face cu un autobuz. Intrarea în Salina. Drumul durează aproximativ 2 minute de la suprafață până la punctul de intrare în Salina. Pentru a ajunge efectiv în Salina, se coboară un număr de aproximativ 240 de scări. În Salina, copiii nu se plictisesc. Aici pot desfășura o mulțime de activități. Au topogane, leagăne, chiar și un loc special de joacă, cum ar fi o ladă de nisip, doar că este o ladă cu sare. După cum vedeți, există și un parc de aventură, prevăzut chiar și cu o tiroliană.
Dacă dorești să te reculegi câteva minute, în interiorul salinei vei găsi și o mini capelă, o mini bisericuță, dacă aș putea să-i spun așa. Aici este locul de joacă pentru copii, cel care se aseamnă cu o ladă de nisip. Salină găsim chiar și un restaurant. Nu l-am încercat și nu știu ce prețuri sunt.